o salutare, băi băieți, și fetelor, aici este Girls Blocul vostru Extremus. Astăzi vom face un unboxing la Kendama Israel. Înainte să începem acest episod, vreau să vă duc aminte să apăsați pe butonașul de like, strângem cât mai multe, nu dau un target, strângem cât de multe vreți voi, să vă abonați ca să facem cât mai rapid 60.000 și hai să facem un unboxing. Bun, deci, exact așa arată cutia. Aici în spate scrie din ce alcătuit-o Kendama și aici este un cod de bare. În partea asta nu este nimic, nici aici. În față e simbolul de la Kendama Israel. Aici așa scrie Kendama Israel, kendamasco.il, adică site-ul lor unde le puteți găsi. Și aici înăuntru este Kendama. Ok, hai să desfacem. Înăuntru avem Kendama, arată exact așa. Înăuntrul pachetului mai avem... aici nu mai este nimic, cum puteți vedea, da, nu mai e absolut nimic. Și aici avem Kendama, o să lăsăm aici pentru o secundă. Și hai să vedem ce avem în pachet. Avem un sticker, unul singur, foarte, foarte șmecher, cu Kendama Israel. Aici este o tamă, aici este un Ken, aici e ceva, cred că un papagal mai mare sau, dacă nu mă înșel. Și aici scrie site-ul lor unde le puteți găsi. Da, cam asta este pe sticker. E un sticker foarte, foarte șmecher, mișto. Uitați-vă și voi la el cum arată. În pachet mai găsim și un pliculeț cu o ață de Kendama de rezervă, cu tot cu un bit și un string tool. Ok, iar acum hai să trecem la cel mai important lucru, care este Kendama. Ok, fraților, exact așa arată Kendama. Este o Kendama splendidă, deci arată foarte, foarte frumos. Uitați-vă și voi la ea. Și acum hai să o prezentăm puțin. Imediat cum scoatem tama de pe Spike, observăm că spike-ul nu este la fel de mare, deci e de mărime mică, nici medie, nici nu-i prea lung, e mică. Nu-mi place asta foarte mult, dar e ok, să zicem așa. Un lucru foarte, foarte interesant, unic și fain, este că aici în cupa mare este Super Mario. Uitați-vă și voi ce bine arată, e foarte, foarte interesant. Super Mario cu codițe de ratonel pe base cap, este simbolul, logo-ul de la Kendama Israel. Exact așa arată el. Foarte dope, îmi place foarte mult. Kenul ăsta are unul dintre cele mai faine shape-uri pe care le-am văzut în viața mea. Pentru că, haideți să vă fac comparația cu Kendama de la Sweets, da? Bun, deci, nu vreau să fac review negativ Sweets, îmi place foarte mult Sweets, dar doar dau un exemplu. Uitați-vă aici, da? Kenul ăsta, dacă îl punem așa, are cupele amplasate mult mai sus. Și în partea asta e mult mai subțire. Asta automat îl face foarte bun pentru slingere și foarte bun pentru juggle-uri, pentru că ai foarte mult loc unde să-ți poziționezi mâna pentru a da juggle-ele. Kenul este maple, unul dintre cele mai rezistente lemne pe care le puteți găsi pe piață. Sună foarte, foarte fain când ai spike-ul. Mamă, ce-mi place. Cupele sunt mari, adică ca la un Sweets Prime, da? Exact așa. Și cupa mică exact la fel. Și cam asta ar fi despre Ken. E foarte, foarte fain. Ața îmi place foarte mult, are aproape 5 degete. Uitați-vă și voi. Tama are mijloc 4 dungi, una de culoare portocalie, alta galbenă, alta verde și alta neagră. Exact așa arată ele. Înăuntrul tamei, hai să vedem ce găsim. Este un bit simplu, putem totuși să-l înlocuim cu un rulment. Vopseaua de pe Tama este sticky clear sau lol clear, cred că. Da, lol clear, adică e ca și un sticky, numai mai rezistent, adică mai durabil. Dă foarte bine. Se vede foarte fain când îl freci. Pe bird stă relativ ok, se putea și mai bine. Ok, cam atât a fost și cu acest unboxing și review. Acum hai să dăm tricurile. Abia așteptam să mă joc cu Kendama. Asta este Kendama pe care am câștigat-o de la concurs. Și acum hai să-i dăm niște slay. Uai de pui mea, yes! În sfârșit, doamne!